Jean Valvis. Grecii și românii de secole sunt frați. La mulți ani, Grecia! Domnule Valvis, mă bucur să ne auzim și să ne vedem chiar dacă un pic de la distanță și anul acesta, într-o zi importantă, Ziua Națională a Greciei, pe care știu că o marcați de fiecare dată cu mare bucurie. Și am văzut că de data asta vreți să faceți o punte mai solidă între România și Grecia, legând cumva brandurile de țară. E un proiect la care țineți și lucrați de multă vreme, nu-i așa? Așa este. Astăzi comemoram ce au făcut acest oameni care noi trăim într-o democrație. E bine să ne amintim că oamenii au dat sânge și viața lor pentru a fi liberi. Trăim și niște timpuri dificile, de alt popor încearcă să face același lucru. Este o zi importantă. Și da, relațiile acestor două țări, România-Grecia, Grecia-România, de 30 de ani care beneficiez ospitalitatea României, nu vor opri să-l spun, domnul Ursu, aceste două popoare sunt două popoare frați. Și pot de aici, de la România, să trimit toate urările mele de trăiască Grecia, trăiască România. Ziua Națională a Greciei și l-am ascultat în toată această perioadă pe unul dintre ambasadorii României în lume, deși sunteți grec, dar sunteți îndrăgostit de România și faceți cu pasiune toate lucrurile pe care vi le-a spus în plan aici în țară. Ce le-ați transmite românilor de Ziua Națională a Greciei, ce le-ați transmite grecilor despre România pe care o iubiți atât de mult? Romanilor, în primul rând, aș transmite că valorile unei democrație și de o suveranitate națională nu te le da nimeni, le construiești singur. Și exemplu, ce s-a întâmplat în 1821, acum 122 de ani, a fost oamenii care își dau o viață pentru că noi se putem primi limba noastră, educația noastră și condițiile de trăit. Este un adevăr profund al prezenței umane, domnul Adrian. Grecilor, aș fi făcut o urare așa mai de tipuri noștri, că unitatea da forța. Adică un popor unit întotdeauna ajunge mult mai departe decât când începe certurile de diferite biserici, partide. Și știți că într-o lună, două luni vor fi și alegeri. Alegeri. Deci, cu cât este mai reunit un popor, cu atât va face fața provocărilor, care nu sunt puține, și cu inflația, și cu problemele de lanțul de aprovizionare, cu crizele bancare și o grămadă de probleme care se cumulă. O lecție a unității, cum spuneți, care e utilă și aici și acolo, că nu degeaba suntem popoare surori, cum spuneați. Ne apropie și calitățile, uneori ne apropie și defectele. Vă mulțumesc mult, domnule Valvis, vă urez și o zi fericită să aveți și sănătate multă de aici încolo. Mulțumesc mult de invitație, domnul Ursu, și trăiască Grecia, trăiască România! Jean Valvis. Grecii și românii de secole sunt frați. La mulți ani, Grecia!